2 miliarde de lei a pus la bătaie anul acesta statul pentru programul Prima Casă. 8% din plafon a fost deja epuizat. Beneficiarii programului sunt în special tinerii. În județul Dolj, mai mult de 87% din persoanele care și-au luat o locuință au vârste de până la 35 de ani. Vânzătorii nu refuză vânzarea apartamentelor prin programul Prima Casă pentru că timpii de achiziție s-au scurtat foarte mult. Interesată de program este și Andreea Bugă. Își dorește un apartament cu 3 camere. A depus deja actele de finanțare și așteaptă răspunsul băncii. Prețurile mi se par ridicate în momentul de față, însă am speranțe că voi obține rezultatul pe care mi-l doresc eu și că vor mai scădea. Te-ai înscris deja în program? Da, sunt înscrisă deja în program. Și pentru ce apartament optezi? Încă nu sunt sigură. Inițiam pentru unul cu 3 camere, dar ținând cont de prețuri nu m-am decis încă exact. Și zona? Aș vrea să fie într-o zonă centrală. Aproximativ 90% din persoanele din Oltenia care și-au luat o locuință anul trecut au făcut-o prin programul Prima Casă. Creditul este alocat de către bănci și garantat de stat. Tinerii care cer finanțare trebuie să vină cu un avans de 5% din valoarea locuinței. Acest program a permis accesul natural la finanțare pentru tinerii care nu aveau o locuință și în Oltenia acest lucru s-a materializat din plin. De asemenea, peste 52% din locuințele achiziționate în cadrul programului Prima Casă în Oltenia sunt compuse din 2 camere. Și trebuie să mai menționez faptul că, deși în cadrul programului avansul minim este de 5%, am constatat că oltenii au venit cu un aport propriu de circa 11%. Este indicat pentru persoanele care sunt în căutarea unei locuințe să apeleze la un agent imobiliar pentru a alege o casă cât mai bine pusă la punct și cu toate utilitățile, spun specialiștii. Apartamentul trebuie să fie executat, dacă vorbim despre apartamentele noi, iar despre apartamentele vechi nu există restricții în achiziția unui astfel de apartament, decât ca limită de sumă și ca limită de suprafață. Este racordat la utilități și nu are alte probleme care mai devreme sau mai târziu vor produce neplăceri. Prețurile la apartamente în Craiova sunt variate. Acestea pornesc de la 30.000 de euro în zonele periferice și ajung chiar la 137.000 de euro în centrul orașului.